Următorul invitat are 21 de ani, îl cheamă Teo Vișoiu, e multiplu campion național la off-road. Weekendul acesta însă a avut parte de o cursă unică. L-a înfruntat chiar pe taicăsu într-o cursă extremă dintr-o nouă etapă a campionatului național. Teo și tatăl său, Andy, sunt acum aici și aflăm imediat și care dintre ei a fost mai bun, așa că să-i poftim. Pam! Da. A câștigat? Da. A fost mai bun? Stai un pic, nu dau seama care e tata, care e copilul, care e băiatul. Ah, mulțumesc. Da. Luați un loc, băieți. Ne mai confunde lumea. Deci, oameni buni, Teo, câți ani Teo? 21. Băi, nene, tot 21 de ani are. Da. Ne-am întâlnit toată noastră, tot 21. Tot 21, da. 21 și tatăl tău, Andy, 22, nu? Am 23. Da, 23, iertați-mă să nu greșesc. Ați avut cursă împreună? Da. E prima dată? Prima dată când concurez împotriva lui. Și? Și mă bucur că am avut norocul să câștig. A fost o cursă foarte grea și mă bucur că am ieșit înaintea lui. Da, fii atent, seara nu i-ai făcut chestii de-astea să nu doarmă, să stea mai mult pe la baie, să fie praf a doua zi? Nu, dar să știi că nici n-am glumit cu el, că am zis o să glumesc când se termină cursa. Atunci să nu vorbesc înainte. Da, seara, ați avut momente de-astea, ok, hai că vedem mine cine mai bun. Da, ne-am întrecut toată cursa și el a stat în spatele meu, era foarte mult praf și nu mai vedea. Și fix cum s-a terminat cursa și am luat finish-ul, el era plin de praf pe față. Și am zis, hai că pot să fac o glumă cu tine, na. Și el s-a ambiționat mai tare a doua zi, dar uite că am fost foarte aproape și am câștigat cu câteva minute. Câteva minute? Adică, da. Îmi cer scuze, domnul Andy, v-a dat clasă. Da. Sau v-a dat fum, cum se zice? Nu, praf. Praf. M-a luat prin praf, da? M-a luat prin praf. Da. Cum e să concurezi cu băiatul tău, sincer? Că vreau să vedem imaginile, că sunt fabuloase. Ai avut momente în care ai zis, bă, pot să-l iau, dar las-mă, că e fiul meu. Am avut momente în care am zis, îl las, dar totodată am zis, bă, nu îl las. Și a doua zi, da, chiar l-am depășit pe ultima sută de metri, da. Deci am fost ambiția să ajung în fața lui, cu toate că el își dorea să ajungă în fața mea și mi-a spus, dar de ce, cum ai reușit să faci asta? Păi uite, ai făcut o ezitare și am trecut în fața ta. Hai să vedem și noi imaginele, că sunt senzaționale. A fost foarte mult praf, ne-am mers foarte tare pe bolovan. Andy, cu care mă întreg eu, v-am zis, s-a apropiat foarte repede de mine încă de la început și a pus pressing pe mine. Am înțeles că ai recuperat în fața lui Teo. Cum ai reușit? M-am străduit să recuperez, da. Ești mulțumit de tine după a doua zi sau crezi că puteai mai mult? Mereu poți mai mult, dar pentru prima etapă, având în vedere că e prima oară când vin cu această mașină și să fiu optimist, să iau o poziție bună pe podium, nu doar sub podium, sunt mai mult decât mulțumit. Foarte interesantă disputa asta între tată și fiu. La sfârșitul acestei etape, Andy a prins podiumul, tu nu l-ai prins. De fapt, Teo a prins Teo a prins podiumul, nu? Era să-l prindă și el. Tu ai terminat etapa pe 2. El pe 4. Iar Andy pe 4. Da. Deci el a primit podium, a prins podium.
noroc măcar pe 3 ani, de ce s-a întâmplat? Nu am putut mai mult. Noroc începătorului, auzi. Și vreau să-mi spui, acasă ce ai spus soției când ai zis n-am putut mai mult? 4. Ea a fost mai fericită, îți dai seama, s-a bucurat mai mult pentru el decât pentru mine, da? Asta era următoarea întrebare, cu cine a ținut... Cu el, evident, îl suna non-stop pe el, nu pe mine, da? Adică mereu ce zicea, hai să-l bați pe taică tu, nu? Ești mai bun? Cred că mie nu-mi spunea nimic și mă suna seara, a, e tot ok, ești bine, da! Dar știam că vorbise cu Teo și era foarte fericită. Toate, da, da, exact. Da. Și eu știam că va avea emoții pentru că am zis, mamă, o să merg cât de tare pot, o să merg... Și era pentru prima dată pentru tine când... Da, participam la această clasă cu mașină nouă și am zis, o să merg cât de tare pot să-l întrec pe Andy. Și a zis, Teo, fii atent măcar. Și zic, bine, bine, hai că o să încerc să fiu cât se poate de atent. Dar e foarte periculos pentru că există șansa să te răstorni mai mult ca sigur, foarte ușor. Da. Se poate să te și răstorni dacă nu ești atent. Nu v-ați răsturnat de data asta. Nu, este foarte safe. Dar e rău că au protecție, au totul. Da. Mașinile au un roll cage, sunt foarte safe. Și tu cât timp mai poți să participi la cursele astea? Având în vedere că am 23 de ani, așa am vorbit mai devreme, mai pot câțiva ani. Da, mai pot. Sper să mai pot. Da. Perfect, am înțeles. Da. Pentru că Teo se pare că are mulți mai mulți ani. Asta vreau să zic, până la ce vârstă oare poți să pilotezi genul ăsta de mașini? Mă, nu cred că există o vârstă limită, atâta timp cât te simți tu în formă maximă. Păi, nu știu, ai romantism după anumită vârstă, te dor șalele, te... Șalele te dor și acum. Da. Acum, după curs, îmi spunea că pe el doare spatele. Pe mine nu m-a durut, de exemplu. Da. Poate să lase, formă. Să nu mai încerce. Da. Da. Da, că ești pe locul 4, nu te mai doare nimic, când îți dai seama de supărare. Da. Ai terminat pe 2, îți dai pe seama 2, că ești mai tare ca dai că tu. Da. Mă bucur, chiar mă bucur mult. Sper să o țin tot așa, că sigur vine tare din urmă. Chiar vrea să-și pregătească mașina, să schimbe motorul. Nu să... da din casă, da. E ambițios, da? Da, da. Ce a zis? A zis, măi, Paco, o să încerc să depășesc orice ar fi. Deci dacă, numai ce dezvoltă. E scump sportul ăsta? Cât costă o mașină de genul ăsta? Sau cât costă să o refaceți de fiecare dată? Nu sunt niște costuri atât de fabuloase. Noi nu avem niște mașini atât de pretențioase și cu niște motoare atât de scumpe. Mașinile noastre sunt cu niște motoare de 1.9 diesel. Deci așa... Da, adică mai... să înțeleg că îi mai bagi cu liță, cu ceva pe acolo, pe la motor, știi? Când este cazul, da. Îi mai lezi, nu? Îi mai bagi. Da. Și când auzi, măcar cât consumă o hardughie de asta? A, cât consumă motor de 1.9 diesel? Cât consumă planta ta care are 1.9 diesel? 8.5. Uite, da, vezi? Da, asta e turată, asta e prin munți băgată. Poți să o aduci odată să ne primim cu ea prin București sau n-ai voie? Nu este matriculat. Dar nu sunt matriculate, sunt doar pentru... Dar îl invităm pe Cătălin la Câmpina să le, conduci chiar tu, dacă poți. La e Câmpina, e foarte aproape. Ui, aici stai un pic, cine e cu noroi așa? Andy. Da. Da. Din cap până în picioare. Mai se întâmplă. La Câmpina ai zis că e locul unde vă pregătiți, acolo, da, nu? Da, acolo stăm noi, acolo avem garajul, acolo ține și mașinile. Super. La ora de București. Plantă ne băgăm, ciucă ne băgăm. Da. Cătălin pilot și tu copilot. Asta e. Și noi a simțit, bă, te-a văzut direct că ești de copilot. Vreau să te întreb ceva, dar nu știu dacă o să ne audă tatăl tău. Câte iubite ai la Câmpina? Una. Dar e băiatul iubită. A rămas tata așa. Știi cum o cheamă? Da. Și a venit să te susțină? Nu a venit la această cursă. Nu prea vine la cursă. Nu vine, fetele nu au voie la cursă. La noi în familie e clar. La noi e regulă. Nu. Nici mama ta n-a venit, nu? Nu e tatăl meu. Deci nu au voie. Nu. Păi și dacă vrea așa să vină? Mai greu. Te trezeai că era prin pădurea pe acolo și spunea Andy, mai încet, mă, lasă mai moale. Așa ar putea să vină. Mă blocam. Da. Perfect. Băieți, să aveți multă baftă. Mulțumim. Mă bucur mult foarte tare și să vă întâlniți mereu acolo în competiție. Multă baftă, Teo. Mulțumim mult de tot, Cătălin. Și pe Instagram, multe caută lumea, că am Teodor, pe Instagram-ul. Teodor Vișoiu pe Instagram. Teodor Vișoiu pe Instagram. Da, o să găsească mai multe poze. Nu. Pe High Five. Sau pe TikTok, dai că tu acum. Pe TikTok. Exact. Poate o să mă impresioneze cu TikTok-ul lui. Perfect. Vă aștept. Bine. Să aveți multă baftă și felicitări. Te așteptăm la Câmpina. Perfect. Gata, Giucă, dăm o fugă la Câmpina.